Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă monitorizarea situației epidemiologice prin gripă sezonieră, infecțiile acute ale căilor superioare și circulația virusurilor gripale. Astfel, în perioada 14-20 noiembrie, morbiditatea prin IACRS s-a manifestat cu o creștere de peste 12% în comparație cu săptămâna precedentă și o creștere de circa 42% față de aceeași perioadă a sezonului precedent. În total au fost înregistrate 7.481 de cazuri de IACRS, majoritatea fiind la copii, peste 68%. De la începutul perioadei de monitorizare, adică din 3 octombrie, au fost înregistrate 15 cazuri de gripă, peste 40.000 de cazuri de infecții ale căilor superioare și circulația virusurilor gripale. Procesul de imunizare împotriva gripei se desfășoară în instituțiile medico-sanitare publice din țară. Vaccinul este administrat în mod prioritar persoanelor din grupurile de risc, celor cu maladii cronice și imunitate compromise sau gravidelor. Totodată, pentru evitarea îmbolnăvirilor sau depistarea precoce în sezonul gripal, se recomandă respectarea măsurilor de profilaxie nespecifice, inclusiv folosirea măștilor de protecție, respectarea distanței fizice, igiena personală și adresarea la medic la apariția primelor simptome de boală.